Pregătirile pentru acest unic eveniment au început din timp, iar manifestarea a însumat programe cultural-artistice, apoi tradiționalul concurs la mai multe categorii, precum cel mai greu și cel mai dulce pepene verde, cel mai greu și cel mai dulce pepene galben și cel mai frumos amenajat stand. Au fost organizate și jocuri distractive, competiții gastronomice, iar oaspeții idvorenilor și anul acesta a fost o delegație din comuna Gotlob, condusă de vicepreședintele comunei, domnul Cristian Cerba. Suntem pentru a treia oară la Idvor, la Festivalul Lubenițelor de la Idvor. Vreau să vă spun că totdeauna am fost foarte bine primiți. Am venit însoțit de câțiva producători de lubenițe din Gotlob și pentru prima dată am adus la Idvor și echipa de fotbal Sparta Gotlob pentru un meci amical cu echipa din Idvor. Avem la Gotlob în acest an, avem ediția nouă a festivalului Lubeniței. În acest an, ca întotdeauna, va fi pe 15 și 16 august. Și fac un apel pe această cale și dumneavoastră și tuturor locuitorilor din zonă. Îi invităm la Gotlob. În 15 august la Gotlob va concerta celebra formație din Croația, Magazin. Să știți că după ce am văzut acum la Idvor, cel puțin cele de la Idvor sunt sigur mai mari. Nu am gustat cele de la Idvor, dar după ce o să gustăm, o să vă dau un rezultat. Organizatorii Bostania de Vănățene au fost și anul acesta ajutați financiar de Comuna Covăcița cu suma de 100.000 de dinari primiți în urma concursului comunal din domeniul agriculturii. Aceeași sumă s-a primit și de la Secretariatul Provincial pentru Agricultură, iar manifestarea a fost susținută de mai mulți sponsori.